Domnule director al editurii EICON, dragi studenți, onorat auditoriu, începem cea de-a doua secțiune a conferinței noastre, rezistența bisericii sub totalitarismul comunist. Am spus să nu discriminăm rezistența bisericii, că și celelalte culte au rezistat sub totalitarismul comunist și au avut de suferit, pe care, așa cum arată și afișul nostru, în acest an am legat-o. De altfel, ca întotdeauna, aș spune eu, pentru că toate edițiile pe care le-am organizat până acum au fost legate de data de 17 noiembrie, adică data la care, în urmă cu 61 de ani, și-a suit sufletul la ceruri fondatorul rugului aprins, ierosimonahul Daniel Sandu Tudor, cum știm din temnița iudului. Prima prezentare îi aparține colegului nostru, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, părintele dr. Mircea Cristian Pricop, care vine în fața dumneavoastră pentru a prezenta o tematică absolut interesantă și de actualitate, persecuția anticreștină în perioada de început a comunismului, studiu de caz Vasile Lăzărescu, mitropolitul Banatului. O să lăsăm pe părintele să vă arate de ce am spus că este o temă de actualitate care merită, bine merită toată atenția noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru plăcuta întrevedere de astăzi. Tema comunicatului meu de astăzi este legată de primul mitropolit al Banatului din epoca modernă, fiindcă știm că în perioada medievală provincia Banat a avut un mitropolit, da? Cel puțin un mitropolit, pe Sfântul Ioan de la Partoș. Personalitatea mitropolitului Vasile Lăzărescu mi-a atras atenția din mai multe puncte de vedere. În primul rând, el apare la o primă cercetare ca un mărturisitor autentic al credinței creștine și ca un om care a reușit cumva, e unul dintre foarte puținii din ierarhia politică, religioasă, socială a României, luată prin surprindere de schimbarea regimului de la răsărit, care și-a păstrat verticalitatea. O scurtă introducere în viața lui. S-a născut în 1894. A trecut prin mai multe școli superioare, era de 4 ori licențiat în litere, în pedagogie, în filozofie și în teologie. La Budapesta, la Viena, era încă Imperiul Austro-Ungar, vremea aceea, și la Cernăuți, unde și-a susținut și doctoratul în 1920. De fapt, în 1919 își finalizează lucrarea și la începutul anului 1920 și primește titlul de doctor al Universității din Cernăuți. Preia funcția de profesor de dogmatică la Facultatea de Teologie, Institutul Andrean, cum se spunea, de la Sibiu, între 1920 și 1924, remarcându-se prin rigoarea prelegerilor sale, prin seriozitatea și documentarea foarte temeinică a cursurilor pe care le susținem. Din 1924 până în 1933 predă la proaspăt înființata, sau mă rog, reînființata Facultate de Teologie din Oradea. Între timp intră în rândul clerului bisericesc, primind mai întâi hirotonia ca și preot celib, avansează ca și protopop de Caransebeș, ulterior este ales în 1933 ca episcop al Caransebeșului.
funcție ierarhică pe care o va în care va păstori până în 1941. În 1940 are loc, ca urmare a pactului, a dictatului de la Viena, da? Ruperea Transilvaniei între marile puteri ale timpului. Da? Hitler a cedat la presiunile maghiare și a dat acel triunghi cu vârful spre Brașov, da? Și cu baza spre Ungaria, din Transilvania. Motiv pentru care Oradea intra în componența, să zicem, regatului maghiar, al cărui regent era un amiral, fără flotă, Horthy. Da? Și acesta a început persecuția împotriva românilor și împotriva limbii române și împotriva culturii române și știm foarte bine urmările respective. Vasile Lăzărescu se mută la Timișoara. Statul român rămăsese stăpân pe Timișoara și încerca acolo să creeze o contrapondere la influența maghiară. Această contrapondere s-a materializat și prin înființarea Episcopiei Timișoarei în 1941, în timpul regimului Antonescu. Bineînțeles, episcop al Timișoarei a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, tocmai Vasile Lăzărescu, care era episcop fără portofoliu, fiind datorită raptului maghiar. Ajungând la Timișoara în scurt timp și pe timp de război, da? Vasile Lăzărescu finalizează construirea catedralei din Timișoara și a sediilor mitropolitane de astăzi. Toate sunt ctitoria acestui ierarh. În anul 1947, pe finalul domniei regelui Mihai, Sfântul Sinod ridică Episcopia Timișoarei la rangul de mitropolie a Banatului. Și primul mitropolit devine Vasile Lăzărescu. Acest lucru nu îl putea să-l bucure prea mult, deoarece regimul imediat s-a schimbat și au început persecuțiile la adresa sa. El era de la început luat în colimatoriu pentru faptul că în tinerețe, pe când era profesor, prin anii 20, în perioada interbelică, mă rog, se înscrisese în Partidul Țărănist și avea anumite viziuni pro-țărăniste, s-a manifestat deschis împotriva ororilor pe care le-a identificat armata română și, mă rog, experții primiși de Guvernul României în perioada 1941-1944 în Basarabia și în Transnistria. El a făcut parte din delegația României la care a identificat distrugerile și pierderile pe care le-a creat, ghilimele de rigoare, le-a produs Uniunea Sovietică în timpul stăpânirii abuzive a Basarabiei dintre 40 și 41 și s-a manifestat deschis, după cum am spus, în nenumărate luări de cuvânt, luări de poziție publice și așa mai departe. Motiv care a servit ulterior securității ca să-i creeze un dosar destul de consistent. Încă din 48 începe urmărirea lui. Sistematică, se racolează din corpul consilierilor, din corpul apropiaților mitropolitului, oameni care dădeau rapoarte periodice structurilor de securitate ale
nou creatului stat sovietic, român, să-i spunem așa, mai pe numele lui corect. Și, ca atare, în 1961, în decembrie 1961, la presiunile securității și ale sistemului politic al timpului, și pe fondul unei răciri a relațiilor dintre Mitropolitul Banatului și conducerea politică de la București, Sfântul Sinod este presat de către intervenienții externi să îl pensioneze cu forța pe Mitropolitul Pasil. Pe motive puierile, în realitate. Nereguli financiare, ce poți găsi ca să incriminezi pe cineva cu facilitate. Și în timp ce vorbesc, aș vrea să... Eu n-am adus un stick, am adus un stick de epocă. Aș vrea să circule de la fiecare dintre dumneavoastră. Este unul dintre foarte puținele documente supraviețuitoare ale instalării primului episcop al Timișoarei în 1941 cu fotografii originale. Da? Acolo veți vedea și alți mărturisitori, episcopul Nicolae Popovici, un sfânt, da? Care era foarte bun prieten cu Vasile al Banatului. Și datorită, mă rog, ambițiilor, intrigilor și dezbinărilor interne și datorită urii pe care și-a căpătat-o din partea guvernului comunist, înaltul Vasile Lăzărescu a devenit persoana non grata pentru toți. Motiv pentru care, în regim de urgență, chiar în a treia zi de Crăciun a anului 1961, este pensionat cu forța, într-o singură zi, nu îi se dă voie să mai intre nici măcar pentru lucrurile personale, să-și le ia din chilia, din Palatul Mitropolitan, și este mutat într-o primă fază la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, cu domiciliu forțat și, mă rog, cu supraveghere foarte strictă. Datorită faptului că suferea de o boală de inimă, și necesita operație această boală a înaltului Vasile, acesta a încălcat restricția dată de puterea de stat și s-a dus să se opereze la Timișoara, unde avea contact cu niște medici profesori care îl cunoșteau. Deși medicii au recomandat repaus 6 luni după operație, securitatea a apresat externarea sa a treia zi după operație. Fapt care a agravat foarte mult starea sa de sănătate. Datorită faptului că a intrat în contact cu preoții săi, preoții au venit la Sâmbăta de Sus, îl căutau pentru sfat, pentru spovedanie, pentru întărirea credinței în momentele acelea grele și fiind foarte aproape, cumva, de vechea sa eparhie, statul comunist a decis mutarea lui de la Sâmbăta de Sus la Căldărușan. Instalarea lui la Căldărușan s-a făcut într-o hrubă, aș putea să-i spun, în subsolul mănăstirii, exact deasupra beciului, unde un om bolnav de inimă și în vârstă nu mai putea să supraviețuiască mult timp. Și acest lucru s-a și produs încetul cu încetul. Sănătatea lui s-a deteriorat, astfel încât în 1963-64 deja securitatea ridică orice suspiciune cu privire la el, motivând că nu mai prezintă interes pentru siguranța țării, că deja este la pat, nu se mai poate deplasa, nu-l mai caută nimeni, nu-l mai vede nimeni. În scurt timp își va încheia mandatul
cu această viață și, prin urmare, ridică acele restricții, dar el deja era complet imobilizat. Avea, bineînțeles, un călugăr despre care s-a dovedit mai târziu că era agent al securității și care îl servea cu ceai în fiecare zi, motiv care a creat o suspiciune cu privire la moartea lui. Acum, suspiciunile nu s-au putut dovedi decât în cazul unui alt ierarh care, fără doar și poate, a fost otrăvit. Conform, da, așa. Grigore Leu. Preasfințitul Grigorie Leu al Cușilor. Și s-a demonstrat acum câțiva ani că pe analiză, pe analiza cerută de familia preasfințitului Grigorie Leu, că a fost otrăvit în mod voluntar de inamicii doctrinari, să le spunem așa. Securitate, poftim. Așa. Și s-a deschis. Procesul este încă în derulare, din câte am aflat, nu? Cu limbă de moarte, simțindu-și sfârșitul aproape, în 1969, înaltul Vasile solicită cu foarte mult respect Sfântului Sinod să-i se îndeplinească o singură dorință, aceea de a fi înmormântat în Catedrala Metropolitană din Timișoara, pe care a ctitorit-o el, și lasă și indicațiile, da? Primul rând, partea de sus, în nișa de sus, pe dreapta. Așa cum rezultă chiar din testament. Această ultimă dorință nu i s-a îndeplinit. Familia a fost chemată și a fost înmormântat în sacul său natal. Abia în 1993, osemintele sale au fost mutate conform testamentului lăsat de el în Catedrala Metropolitană din Timișoara. De ce am ales să vorbesc foarte pe scurt despre acest personaj deosebit pentru istoria Bisericii, istoria contemporană a Bisericii noastre și a țării noastre? În primul rând, pentru faptul că nu există nicăieri în arhivele statului comunist și nici în corespondența noastră bisericească sau în actele noastre bisericești ceva care să-l fi incriminat în vreun fel. Din mărturiile preoților hirodoniști el sau care au fost în subordinea lui, pensionari, care i-am mai întâlnit mai demult, ca trăsături așa de caracter, era un om destul de rece. Un om care mergea după lege foarte strict, făcea inspecții la fiecare biserică de 3 ori pe an, fapt care crea și la mănăstiri. Fapt care crea oarece animozități pe care statul comunist imediat s-a mulat. Da? Și a reușit să găsească oarece nemulțumiți pe care să-i racoleze împotriva mitropolitului la momentul potrivit. Existau niște suspiciuni care nu s-au dovedit foarte, foarte clar de securitate, ci doar din niște mărturii, cum că ar fi susținut cu niște fonduri secrete, asta pe baza de turnătorie, știm, nu știm altceva, acțiunile militanților anticomuniști din Munții Banatului. Dar asta este nedovedit concret, motiv pentru care nici nu l-au incriminat ca atare, ci doar l-au scos din funcție. Alte elemente din viața sa le voi prezenta în comunicatul scris în volumul conferinței. Vă mulțumesc foarte mult!